Caz tragicomic în Gherla. Apropiații unui bărbat au sunat la 112 după ce nu au mai dat de acesta de câteva zile. Pe când pompierii au încercat să intre cu forța în casa acestuia, gherlanul și-a făcut apariția. Se pare că acesta a băut atât de mult încât nu mai știa de el. Bărbatul de 55 de ani nu mai dăduse niciun semn de viață de 3 zile. Văzând că nu s-a prezentat nici la serviciu, apropiații acestuia l-au căutat acasă. Au încercat să-l contacteze telefonic, dar nimic. Familia s-a gândit la ce e mai rău, așa că au sunat la 112. La fața locului a ajuns o ambulanță, dar și un echipaj de pompieri. Asta mare loc. Pompierii s-au urcat la fereastra bărbatului, pregătiți să intre în apartament. Însă momentul în care au vrut să forțeze geamul, a apărut dispărutul. Se pare că întreaga acțiune a fost în zadar. Bărbatul se afla în stare de ebrietate și nu mai era conectat la realitate. Acesta a fost și motivul pentru care a refuzat să vorbească cu cei care îl căutau cu disperare.